Matei 7, de la versetul 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Momentul care urmează e al fiecăruia. Nu e al meu, e al fiecăruia dintre noi e împărtășirea cuvântului. Un cuvânt care se face trup ca să poată locui prin de har și de adevăr. Altfel, rămânea cuvânt. Făcându-se trup, se împarte fiecare dintre noi și o să gustăm din asta. De aceea o să vă invit pe fiecare din dumneavoastră să aveți și să avem un moment în care să ne rugăm personal lui Dumnezeu să ne împartă ceva din acest cuvânt. Să cerem ca prin Duhul, cel care ne traduce fiecăruia ceea ce avem nevoie, să primim acest cuvânt. De aceea vă invit pe fiecare să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Și să cerem, oriunde sunteți în stadiul acesta, în drumul umblării cu Hristos, El să ne dea în această dimineață cuvânt. Haideți să facem lucrul acesta, fiecare dintre noi, în Duhul nostru. Dumnezeul și Stăpânul nostru, Binecuvântatul nostru Domn, Sfătuitorul nostru, Consilierul nostru de preț, înaintea ta venim în această dimineață să-ți cerem sfatul, să căutăm, să batem și știm că Tu ne-ai promis că ne vei deschide, de aceea te rugăm frumos, deschide-ne cuvântul în această dimineață. Mulțumim, Iisuse, că te-ai întrupat și tu cuvântul care ai fost dincolo de începuturile noastre, din veșnicie în veșnicie, te-ai limitat într-un trup ca să te poți împărtăși nouă. Îți mulțumim, Doamne, pentru asta. Și am dorit așa de mult ca după dimineața aceasta, fiecare dintre noi să plecăm de aici, îmbogățiți cu Hristos, mai dornici să umblăm pe calea lui Dumnezeu și să împlinim și să făptuim cuvintele pe care le-am auzit. Te rugăm, Doamne Iisuse, împlinește și du această rugăciune și dorința noastră înaintea tronului de har și prin Duhul Duhule, te rugăm, fă ca rugăciunile noastre să fie plăcute înaintea Tatălui. roagă pentru noi. Îți mulțumim că ne mai dai o ocazie să ascultăm cuvântul ca să știm ce să împlinim. De dragul numelui Tău, Iisuse, de dragul împărăției pe care ai adus-o, ne rugăm Tatălui prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. E un moment mai puțin obișnuit pentru mine. De obicei particip la închinare în mod activ sau mai vizibil, așa cum a făcut-o fratele Ken în dimineața asta și toți ceilalți, și voi, ceilalți, mulțumim. Domnul să vă răsplătească, și dacă aș avea mai mult timp, v-aș încuraja și mai tare să o faceți și să fiți gata să aduceți și cuvânt în timp ce cântați, pentru că e parte din ceea ce trebuie să faceți. Cred că ați fost intimidați în dimineața asta, puțin de noi, sperăm că nu-i cazul. Însă, aș vrea să ne apropiem de acest cuvânt, acum și pe mine personal. M-a cercetat Dumnezeu în ultima vreme cu o expresie. Și expresia asta este din cuvânt și de aceea m-am gândit că e foarte important să o împărtășesc cu dumneavoastră. Practic, o să împărtășesc ceva din ceea ce am fost eu cercetat și prin modul în care Dumnezeu a vrut să mă cerceteze pe mine. Folosesc foarte des expresia asta și o folosesc în diferite contexte. Acum, dacă știți aceste lucruri sau dacă știi aceste lucruri, ferice de tine dacă le faci. Așa aș încheie Iisus una din cele mai importante predici, probabil după părerea multor teologi, cea mai importantă predică. Pentru că o spune Iisus Hristos. Ce e normal să fie cea mai importantă predică el își încheie mesajul acesta și am citit de la finalul predicii de pe munte cu aceste cuvinte. Acum ați auzit toate aceste lucruri și cred că ar fi suficient să încheie aici. Ați auzit îndemnurile de astăzi, ați auzit cântările de astăzi. Dacă facem tot ce am cântat până acum și tot ce am auzit până acum, e deja ferice de noi. Nu răspundeți cu oameni aici, așa e la filocalia. Haideți cu mine, vă rog, participați. Dacă sunteți de acord, e biblic să spunem amin. Slăviți să fie Domnul. Înainte de a începe această meditație, sper eu scurtă, aș vrea să vă provoc cu două gânduri. Unul este, care este unul din lucrurile pe care le faci și n-ai mai vrea să-l faci? Unul din lucrurile pe care îl faci și știi și crezi că n-ar trebui să-l mai faci. Doar unul. Și celălalt gând, care este un lucru pe care știi că trebuie să-l faci, știi că trebuie să-l faci și nu-l faci. Și ar fi bine să începi să-l faci doar unul. Un lucru pe care îl faci și n-ar mai trebui să-l faci, un lucru pe care nu-l faci și ar trebui să-l faci. Înainte de a asculta toată această meditație, te rog frumos, dacă nu mai asculti nimic din ce, urmează să spun, nu e nicio problemă. Dacă stai acolo în scaunul tău și începi să te rogi și să zici, Duhule Sfinte, arată-mi. Arată-mi aceste două lucruri din viața mea. Cred că vei fi câștigat. Iisus, în predica de pe munte, începe sigur cu fericirile, începe să vorbească, să condiționeze, într-un fel, fericirea de diferite lucruri. Nu o să trec. Fiecare din pasajele pe care o să le citesc astăzi, deja au sute de cărți scrise, au sute de studii făcute, mii, pentru că așa a spus Isus sau Ioan despre învățătura lui Isus că se poate umple pământul cu tot ceea ce a spus Isus și așa se întâmplă și ne rugăm să se întâmple pământul de cunoștință Domnului și să vină și vremea aceea. Amin. Și apoi urmează adresările directe. Vrei să fii sare? Ai grijă că sarea, interesant, își poate pierde puterea de a săra. Puterea de a săra. Ești sare, ești chemat să fii sare. Și Isus spune, dar e posibil să-ți pierzi puterea de, de a săra. Apoi, ești chemat să fii lumină. Și foarte interesant că atunci când Isus ne spune, ești chemat să fii lumină, ca oamenii să vadă faptele tale. Stai puțin, Doamne. Nu ar trebui cumva să am și eu o lumină ca ucenicii, peste care a venit Duhul Sfânt, și în mod vizibil să se vadă un fel de lumânare pe care o am deasupra mea, și în felul ăsta să fiu. Nu, nu, nu. Din fapte. Sare, putere, lumină, fapte bune. Apoi merge mai departe și uh, vorbește despre situațiile de mânie și omor, relații corecte în familie, promisiuni, apoi în locul răzbunării, iubirea vrășmașilor. Și asta e capitolul 5. Da? Așa a fost împărțit. Apoi mergem în capitolul 6 și îi cum să gândim și să aplicăm, să facem corect milostenia, rugăciunea, postul, cum să căutăm adevăratele comori și să nu ne îngrijorăm, am cântat mai devreme. Și intrăm în capitolul 7. Și Iisus adună, focalizează și se duce mai în detaliu la anumite lucruri. Și vorbește despre pai și bârnă. Veți, devine acolo foarte personal totul. Uh, Umblarea după lucruri bune, cereți, bateți, căutați lucrurile bune, pentru că Dumnezeu e gata să dea daruri bune. Și se încheie tot acest mesaj cu câteva concluzii. Una din concluzii este referindu-se mereu și mereu Domnul Isus la acea metodă a scrierilor. De înțelepciune, prin comparație învățăm că pomul bun face roade bune. Și pomul rău face fapte rele. Apoi, tot așa, după aceeași evaluare, te uiți la cei care profețesc, la cei care aduc cuvântul și poți să stai seama. Unind ceea ce spun cu ceea ce fac, există o unitate între ceea ce spune cineva și ceea ce face cineva. Asta este dovada ca acel profet să nu fie fals. Să nu fie viclean, în termenii Scripturii. Și concluzia lui Sus este pasajul pe care tocmai l-am citit și cu alte cuvinte vine să, în mod personal, să spună, tu ce fel de casă construiești? Viața ta, viața ta, e o casă pe care tu ți-o construiești. Și fie ți-o construiești uh, pe nisipuri mișcătoare, știind lucruri și nefăcându-le, știind ce să nu faci și totuși faci, sau îți zidești casa pe Hristos. Și cred că cu mare bucurie câțiva din noi o să-și aduc aminte de cântarea aceea. Zidesc pe stâncă pe Hristos, nici când pe malul nisipos. Predica de pe munte e un nou cod de morală, dar nu numai. E ceva ce trebuie luat, zice Domnul Iisus, de la acum că le știți, la a le face pentru ca să fie completă zidirea casei tale personale. E interesant felul în care Pavel preia gândul acesta. Pentru că Domnul Isus îl începe, cu siguranță este profunzime și putem să mergem în fiecare scurt verset din predica de pe munte și să luăm învățătură extraordinar de multă și să aplicăm lucrurile de acolo. Dar aș vrea să trec la un punct care e foarte important și cred că ne ajută pe noi foarte mult, pentru că e important să mergem în ceea ce privește... Conceptul nostru de fapte bune, de a face rod bun pentru Dumnezeu, și pentru asta aș vrea să mă duc în Galateni. Sigur că în cartea romani găsim destule referințe, dar probabil că pasajul acesta este mai puțin cunoscut. Și în Galateni, în capitolul 2. Apostolul are de-a face, sigur, în Galateni, probabil știți majoritatea din dumneavoastră, tocmai cu astfel de oameni care știu legea, știu foarte multe lucruri. Și ele fac și se pare că se lovesc cap în cap cu ceea ce a adus Isus Hristos. Acum, Isus Hristos pretinde că împlinește legea și sper că sunteți de acord că o face. Dar de foarte multe ori, Isus Hristos folosește expresia asta. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și Apostolul Pavel explorează acest eu vă spun. Și în capitolul 2, de la versetul 16, o să citesc pasajul acesta în întregime. Iată ce scrie. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fost găsiți ca păcătoși. este oare Hristos un slujitor al păcatului? Și sper că următorul cuvânt rezonează cu un alt pasaj important din romani. Nici de cum. Roman 6. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu prin lege am murit față de lege. Ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și bănesc că următorul verse, verset îl știm toți. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Haideți să rostim împreună. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Și problematica faptelor și dorința noastră de a ne răscumpăra prin propriile fapte e atât de puternică. E cu totul al studiu și probabil cu o altă persoană, cu un Radu Gheorghiță sau cu altcineva, dar e profundă. Pentru că noi, până și cei care suntem în legământ cu Isus Hristos, de multe ori, zi de zi, ne justificăm prin propriile fapte. Însă nu realizăm profunzimea acestui pasaj pe care Pavel îl explorează, îl extinde, îl augmentează, dacă vreți, și ne spune ceva care de multe ori și pentru mințile noastre are de-a face mai degrabă cu un concept care rămâne teoretic. Unirea cu Hristos. Pasajul vorbește despre multe alte lucruri aici, dacă e numai pasajul ăsta din Galateni, vorbește despre îmbrăcarea în neprihănire, vorbește despre diferența dintre har și lege, dar unul din punctele tare ale acestui pasaj este ideea unirii noastre cu Hristos. Cei doi vor fi una. Și eu taină. Și rămâne o taină. Cum se aplică unirea cu Hristos? În ce mod poți să vezi că cineva îi unit cu Hristos doar la un nivel teoretic. ci la un nivel practic. La viața de fiecare zi, de, de zi cu zi. Pavel ne spune la un moment dat și ne dă așa câteva idei din felul lui de unire cu Hristos și unul din lucruri spune eu îmi fac până și gândurile roabe ascultării de Hristos. Adică am stat în dimineața asta foarte atent la gândurile mele și au trecut multe prin minte în dimineața asta, prin mintea mea, și am putut, dacă ești atent, să vezi care din gândurile acelea, luminat de Hristos și de Duhul Lui, e ceva ce ar bucura pe Hristos, ar sluji Lui Hristos și e ce nu. Probabil unii dintre dumneavoastră sunteți chiar acolo acum. În timp ce ascultați mesajul, vine un gând. Și gândul acela trebuie luat și dus la Hristos. Și dacă El îți este intim în tine, e aproape de dus la Hristos. E atât de largă Plaja aceasta a unirii cu Hristos, pentru că afectează nu doar casa noastră pe care o zidim, ci relațiile noastre, aspecte sociale. Și sunt mai multe direcții în care merge acest gând. Dacă biserica asta e unită cu Hristos, atunci începe să trăiască într-o unitate a lui Hristos. Și unitatea aceea, zice, Hristos va aduce pe alții aici, pentru că oamenii se vor uita la Biserica lui Hristos și vor zice: Cum reușiți voi să fiți sare? Să fiți lumină? Oare reușiți fără Hristos toate astea? Nu. Ține foarte puțin o astfel de unitate. Apoi, această unitate cu Hristos ne dă putere atunci când avem de luat decizii. Îți grămez de tineri care vin la noi, zi după zi, și ar prefera, ar prefera să le spui tu ce să facă. A, nici nu mă bag la subiectele mari, cu cine să mă căstoresc ci dacă să mă duc la examenul ăsta sau să nu mă duc. Sunt lucruri atât de, de simple într-un fel și pentru cineva care e unit cu Hristos, decizii și de foarte, foarte multe ori, până și lucrurile de zi cu zi, face așa o mare diferență să fii în Hristos, să ai unitatea cu Hristos și să poți fi călăuzit de Duhul în felul acesta. Apostolul Pavel spune, dacă vrei, să împlinești cuvântul, atunci du-te la acela care îi cuvântul și care s-a făcut trup, care s-a făcut faptă. Și El e în tine, și El îți spune ce să faci. Ce vă spun inițialele astea tinerilor? vle, W, J, D. What would Jesus do? Așa e? Îți nu numai doi de W, nu 3. trei. Da? Deci dacă căutați, căutați numai cu doi de W, nu căutați cu trei. Și cât de mult putem noi aplica lucrul ăsta în viața de zi cu zi? dacă, dacă am avea răbdarea aceea, să nu plecăm înaintea lui Hristos, să nu uh, ne, 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 ne găsim propriile soluții, ci să așteptăm cu răbdare ca Cel cu care suntem uniți să-și aibă partea în ceea ce facem noi, în ceea ce trăim noi. Interesant. Pavel, în acest. Uh, în această dezvoltare, în acest pasaj, ajunge la momentul acela dramatic în care spune: Dacă vrei să fii unit cu Hristos, atunci trebuie să mori. Nu știu dacă se știe la Iași, un bătrân se ruga în fiecare duminică, într-o biserică, Doamne, fă să țină cu ele. Doamne, fă să țină cu ele. Și după o vreme, un tânăr s-a dus la el și l-a întrebat, frate, nu te supăra, ce-i treaba asta cu cuiele, că eu nu mă nu înțeleg. Văd că lași așa în coadă de pește expresia asta, te rogi cu ea, te rogi în fiecare duminică, ești un om respectat. Frate, zice, în fiecare zi mă rog rugăciunea asta, pentru că îmi răstignesc firea dar mă tem că nu ar putea ține cu ele. Pentru că este o putere și acolo. Și noi cred că toți suntem conștienți de ea. Dar dacă vii la Hristos, atunci, într-adevăr, pasajul pe care îl știm noi capătă și mai multă valoare. Pentru că am fost răstignit împreună cu El și nu mai trăiesc eu, ci eu sunt unit cu Hristos și El trăiește în mine. Că de altfel, toate faptele noastre foarte bune și știu că întrebarea aia e în mintea multora, mai ales într-o zonă ca dumneavoastră, care e rolul faptelor atunci? care e toată treaba cu faptele bune? Să le avem, să nu le avem? Ce rost mai are? Da, sunt foarte importante faptele. Și pentru toți aceia care încă nu sunteți în legământ cu Hristos, aș vrea să vă spun, faptele sunt foarte importante, dar ele urmează unirea cu Hristos. Ele nu sunt în locul unirii cu Hristos. Nu pentru că eu sunt bun, o să fiu mântuit. Nu pentru că eu sunt grozav. Dacă tu consider că ești extraordinar și un om foarte bun și un om moral, vreau să spun în dimineața asta că Apostolul Pavel a crezut la un moment dat și el exact la fel. Și în grozavia asta de bunătatea lui și de râvnă a lui pentru a fi bun, au fost în stare să ucidă. Nu? Ești atât de bun încât merită să-i omori pe ceilalți. Atât de ciudată poate fi mintea noastră, modul nostru de a gândi. Pavel însă ajunge să-L cunoască pe Hristos și îl spune, dragilor, faptele bune sunt foarte importante, pentru că sunt o înfăptuire a cuvântului. Dar ele urmează, sunt după ce tu ai făcut legământul cu Hristos. Acelea sunt o dovadă a pomului care rodește o roade bune. Și aș vrea să mai facem o mică escală într-o altă epistolă. Dați-mi voie să fac o mică parafrazare până și la nivelul personajelor. Că probabil mulți dintre voi, cel, mai ales cei mai tineri, așa, tineri de acum 7-8-10 ani, încoace, tot tineri, um. Până și Luther, la un moment dat, un om de o greutate anume în teologie. Văd că suficient de puternică influență încât să afișați câteva din expresii aici, cele de bază, pe pereții Bisericii. Spune despre Iacov și despre epistola lui că e o epistolă de de paie. Sunteți de acord cu el? Pentru că spune el: um, Dacă ești unit cu Hristos, atunci e suficient. E acolo. S-a rezolvat problema. Pozițional să acolo. Dar uitați-vă că dacă te uiți cu atenție și dacă pui cap la cap o teologie a, a, a înfăptuirii, a trăirii, atunci te uiți în scriptură și există o legătură, o unitate în gândul acesta că lucrurile mărunte. Lucrurile mici sunt cele care țin rău deoparte. Poate aici v-ați prins de unde am citat. Unii zic că doar faptele mari, eroice, oamenii mari sunt capabili să țină rău deoparte. Dar eu am ajuns la o altă concluzie că lucrurile mici, faptele bune de fiecare zi, pot să țină rău departe. Și ni se spune, fii credincios în lucrurile mici, în gândurile la mici, în faptele acelea mici, ca să poți fi, să ți se dea responsabilitate pentru lucruri mai mari. Și Iacov exact asta face. Iacov spune, Bun, uh, tu zici că știi cuvântul, extraordinar, spune Iacov, dovedește-mi lucrul ăsta prin felul în care îl înfăptuiești, pentru că dacă nu o dovedești, ești ca un om și dă o imagine foarte interesantă în primul capitol în care spune, ești ca un om care își privește fața într-o oglindă și după ce a plecat de acolo, uite îndată cum era. Mai există și alte expresii pe care Domnul Isus le folosește. Dacă ai plecat de la cunoașterea că faci un lucru care nu-i bun și te întorci la el, imaginea e destul de urâtă pe care ne-o dă Isus Hristos. Și asta spune și Iacov. Avem conceptul lui Pavel. Avem. Morala, conduita pe care o duce Iisus Hristos și Iacov se duce mai departe. Până la punctul acela în care spune: dimineața asta am deschis, uh, nu știu dacă folosiți YouVersion, măcar unul din voi, modul de citire a Bibliei, cu planul de citire a Bibliei și uh, îți apar în fiecare zi versete. Și uh, în dimineața asta, versetul ăsta era. Înseamnă că o trebuie să predic predica asta, frate Pavel, așa -i? Ferice de omul, ferice este, ferice este, de omul care îndură ispita, căci după ce a fost dovedit bun, va primi cu una vieții pe care, o va, pe care a făgăduit-o Dumnezeu tuturor celor ce iubesc. Iacov zice, Atât de departe mă duc cu ideea asta, încât fiecare ispită e o probă de a fi bun sau rău, de a face binele sau răul, de a fi găsit bine. Și în bine. Și sigur, textul oarecum de bază al lui Iacov. Este în capitolul 1 de la 22 la 25. Cred că îl știm foarte bine, fiecare dintre noi, dar aș vrea să-l citesc. Fiți împlinitori ai Cuvântului. Nu numai ascultători înșelându-vă singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui, stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și apoi urmează exemplu. Cum? Dacă tu zici că ești un om care știi, un om religios, atunci Iacov spune, îți câteva lucruri absolut la ordinea zilei. Afli de colegul tău care are o problemă, ești interesat de asta. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți spune în gând un lucru și tu refuzi să-l faci, tu, de fapt, ai lăsat ca un rău să ia locul unei fapte bune, unui lucru bun, a unei roade bune din care cel de lângă tine se poate gusta. Asta e ceea ce vine. Apostolul Iacov să ne spună nu, niște cum, nu diminuez deloc puterea cuvântului, ci vreau să vă spun că eu uitându-mă la Hristos am văzut că El care cuvântul, se întrupează. Și dacă El se întrupează, iar eu sunt urmașul lui, atunci fac și eu același lucru. Cum? Prin a da răspuns, a fi un răspuns la ceea ce Hristos în mine și Duhul în mine îmi comunică să fac. Eram foarte obosit într-o seară și deja de luni de zile discutam cu uh, uh, cu o tânără care avea foarte mari probleme, îmi ruga mult pentru ea împreună cu soția și fără să, să fi discutat de o vreme, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inima să scriu un mesaj. Și țin minte lupta aceea pe care am avut-o. Ce e așa de greu să te pui la WhatsApp și să scrii un mesaj? Adică voi chiar nu mă înțelegeți, eu știu ce așa greu? Vine o vârstă la care multe lucruri sunt grele. Uh, ideea e că simțeam acolo că trebuie să fac, trebuie să fac lucrul ăsta, trebuie să-i scriu gândul ăla care l-am primit. L-am scris, n-a fost niciun răspuns. Doar că am aflat la câteva săptămâni după aceea, că în seara aceea, fata aceea a vrut să-și pună capăt zilelor și că gândul acela a oprit-o. Și noi zicem, dar ce mare lucru era să... Sunt lucrurile mici care fac pe oameni să vadă și să guste pe cuvântul întrupat. Și Iacov nu se oprește aici. Și face una dintre cele mai frumoase legături. Deci și cu credința e tot la fel. Dacă cineva zice că are credință, foarte bine, pot să mă laud în anumitea dumneavoastră oricât, că am credință. Că o să ziceți, wow, ce grozav, ce om mare al credinței. Până când ajung acolo, în care, dacă vă spunem, bun, 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 ai credință, foarte bine. Arată-mi-o. Cum ți-a credința? Păi prin faptele tale. N-ai cum altfel. Și uitați-vă cum, de fapt, există o unitate. Ceea ce a adus Isus, între ceea ce ne, în modul Lui, cum zice Petru, nu? După înțelepciunea dată lui, Pavel dezvoltă acel gând și acel concept. Iar Iacovui, cu pastorala, cu aplicația la amănunt a acestor lucruri. Tot așa. Și credința, dacă nu are faptă, dacă nu se materializează, este moartă. Cuvântul pe care l-ați auzit este pentru a fi înfăptuit. Credința pe care o avem este pentru a fi dovedită în faptă. Și în felul acesta ajungem să fim sarea Pământului, care are putere și lumină dovedită prin faptele noastre. de îndată ce ia hotărârea să facă binele, omul își asumă o răspundere imensă și își bagă de bunăvoie capul în laț. Cei drept, binele fiind de esență divină, într-o deauna va avea nevoie de cutezanță. Oricum, Înainte de a încerca, de a intra în domeniul binelui, este important să știi că intri pe un teren minat. Asta spunea Steinhardt: Nu e ușor să faci binele. E o luptă. E o luptă constantă. Până la cele mai mici fapte pe care vrei să le faci. În Hristos. Pentru că de multe ori vrei să faci un bine, dar vrei să te arăți pe tine. Vrei să te rogi, zice Iisus în predicat de pe munte, dar vrei în așa fel încât să -o, o faci, încât nu e vorba de rugăciune, ci e vorba de a te prezenta înaintea oamenilor. Vrei să postești, dar trebuie să o faci într-un anume fel, în așa fel încât postul acela să fie primit. Și apoi să nu mai vorbesc de îngrijorări, care cer credință. să nu obosim în facerea binelui. Pentru că la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Dragii mei frați din Iași, e așa de important să fim ca să putem face. Să fim în Hristos ca să putem face. Și e cel mai proaspăt exemplu pe care l-am. Nu pot să nu-l spun încă o dată. L-am spus aseară, îmi cer iertare pentru cei care ați fost aseară și l-ați auzit. Mi s-a dat în weekendul acesta să vizitez un profesor valoros din orașul dumneavoastră. Și m-am dus la el și după numele meu și după contextul în care și-a și -a dat seama că aparțin unei altfel de biserici. Și cu acea cheiță s-a deschis un întreg istoric din viața lui, care s-a întâmplat acum vreo 40 de ani. Și erau niște tineri ca voi, pe vremea aceea, la biserica de pe Sărăriei, de pe sau de la, nu mai știu, aia e o stradă, nu? Și oam, copiii tineri ăștia se adunau împreună și cântau împreună și erau curați înaintea Domnului. Ei făceau fapte care să dovedească legătura lor cu Hristos. Și spre surprinderea lui am început să pomenesc nume de care el era legat de atâta vreme și am șters un praf gros de pe niște amintiri extraordinar de valoroase pentru el. Sigur, mi-a explicat și de ce nu l-a urmat pe Hristos. Și erau chestiuni pe care le întâlnești aproape peste tot. Era greu să ai o carieră și așa mai departe. Dar uitați-vă, pentru că cineva a rodit aici, în orașul acesta, acum 40 de ani, încă mai poate să aibă putere și Evanghelia poate să-și facă loc în inima unui astfel de om, ca să mai poată fi câștigată o lume. Pentru că cineva a decis să trăiască în felul acesta pentru Hristos. Ce lucru fantastic! Ce lucru extraordinar! Ce au făcut tine ăștia? O cântat! Ce mare lucru! s au rugat! Ce mare lucru! O mers împreună să împărtășească și el și-a dus aminte și de ce hrană era în familia Sfatcu. Simplă! Dar era și când își termină Iisus mesajul. Comentariul din Mantei nu se oprește acolo, ci spune că Iisus vorbea ca unul care are putere. De ce? De ce? Pentru că El ceea ce spune, face. Pentru că El ceea ce este, frânge ca să împărtășească cu noi. Și cuvântul s-a făcut trup, n-a rămas cuvânt doar ca să locuiască printre noi apoi, prin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava. Vrei să se arate gloria lui Dumnezeu în biserica din Filocalia, în viața ta de creștin? Vrei să se vadă că acea casă zidită pe stânca care este Hristos, îi pline de splendoare? Atunci, lasă-L pe Hristos să fie în viața ta de plin. El cuvântul se face trupă. În Ioan 13, Iisus mai face un astfel, mai dă un astfel de exemplu. Ia un lighean și un ștergar. Și pentru că lipsea cel care avea această nobilă slujbă, o ia el. Pentru că nici Petru, nici Ioan, nici Toma nu s-au încumetat să ia ligianul și ștergarul. Iisus ia elementele astea de o cară și se duce la fiecare să înfăptuiască Cuvântul. De câte ori te-ai gândit că slujirea ta în biserică are de-a face cu ligianul și ștergarul? Tu, care dirigezi, care predici, care cânți. Iisus face lucrul ăsta. Ar fi fost foarte bine să ne spună despre el sau să ne dea o pildă despre el, dar în loc să ne mai dea o pildă, se face pildă. Și când termină pasajul acela, spune: Dacă eu am făcut, faceți și voi. Ce lucru extraordinar. Poate vrei să ai putere, vrei să fii lumină, vrei să dai gust societății în care ești. Fă, ce a făcut Hristos. Haideți să intrăm în acest gând. Și mă rog lui Dumnezeu și sper din toată inima că fiecare din dumneavoastră v-ați ales sau ați fost cercetați să vă gândiți la un lucru pe care să nu-l mai faceți și la un lucru pe care nu-l faceți și ar trebui să-l faceți și să fie o decizie pentru pentru toți. Să urmăm dar pilda lui Iisus Hristos. Amin.